Diana Bulimar este una dintre cele mai mari campioane ale României, obișnuită deja cu medaliile de aur la concursurile sportive. Dar, de data aceasta, a câștigat lozul cel mare la Loteria Iubirii. Astăzi ne-l prezintă pe cel care i-a furat inima, Radu. Diana, bine ați venit! Deci, măi, nu-i frumos? Ce text frumos a zis? Noi nu suntem cu siropoșenile astea, nu, absolut deloc. Nu. Am înțeles. Da. El e Radu. E Radu, îmi pare Radu. Bine. Mai să repoveste și nouă de cât timp sunteți împreună, așa. Cum v-ați cunoscut. Radu, ai un Radu. Da. De obicei în clasa a treia ziceam povestea asta. Am fost în tabără și am găsit iubitul. Așa. Și că așa s-a întâmplat? Da, am fost în tabără. Nu sunt o tabără de fotografie unde culmea am întâlnit acolo. Eu am cunoscut-o ca Diana, nu ca Diana Bulimar. Ah, ok. Adică tu nu știi cine... Știam cine vine, dar nu am... Nu am cunoscut-o într-un cadru, într-un cadru public mai. Eram câțiva oameni acolo și altfel am cunoscut-o pe ea. După primele 8 ore am început să vorbesc de gimnastică și cred că s-a prins. Ah, ok, bun. Într-un fel, tot ce este în casă este despre gimnastică. Adică nu... Mi se pare normal, da. Deci a fost așa un coup de foudre, cum se zice? Da. Văzut plăcut din prima? Văzut plăcut, vorbit. Cam în a patra zi, așa, după o drumeție de 14 km în soare. Când am văzut cumva că tu corespunzi la efort fizic. Și bineînțeles că băiatul din relație a început conversația, adică da, eu. Așa? Deci tu ai făcut primul pas, mi se pare normal. Adică cardio nu prea foarte mult și trebuie să mă lipesc de cineva măcar să merg în acești kilometri. Da. Și asta a fost. Da. Am înțeles, tot bravo. Da, am înțeles că lucrurile s-au... derulat destul de repede. Voi locuiți împreună acum, nu? Da, a fost cam natural totul, zic eu. Ia, hai să vorbim naturalul ăsta, că măi, da, nu, a venit întrebarea după 2 luni, cam așa. Într-o seară, mâncam și... Tot de la bărbatul a venit întrebarea? Nu. Renunț să nu mai stai toată ziua în canapeaua ta și să stai în canapeaua mea și am zis, lasă-mă să mă mai gândesc un pic și m-am mai gândit vreo 2 luni așa. Bun, stai, adică l-ai prepelit puțin, nu așa? Da, n-a fost din prima, clar. Da? Da. Și cum v-ați împărțit responsabilitățile? Acum, știi, când locuiești împreună, e altceva, domne, stai așa, cine duce gunoiul, cine ia pâine, cine, știi? Diana face tot. Eu nu exagerez aici. O singură chestie. Eu nu prea stau acasă, eu sunt ocupat, adică excepțional am avut o perioadă foarte plină și n-am prea stat acasă, dar când sunt acasă, mereu întreb, pot să fac și eu ceva, pot să fac acasă. Și prefer să nu. Adică îmi strică mie lucrurile. Da, acum tocmai am dat foc la bucătărie. Da. Suntem deci un cuplu foarte... talentat la bucătărie? Gata, nu te mai băga. Da. E simplu. Suntem un cuplu. Gătiți acasă? Faceți? Aveți obiceiuri de-astea? Gătesc. Da. El știe să facă sandwich-uri la toaster, dar care era să dea foc. Acum jumătate de oră. M-a chemat în dormitor. Cred că toasterul avea ceva, sincer. Asta zic, i-am chemat în dormitor, avea nevoie de mine și am fugit, dar... Asta, da, na. N-aveai nevoie! Ai venit să-mi spui, dar să-ți iau firele astea de păr, da. Ca să nu fii cu monosprânceană. A, ai văzut? Okay. Da, și am început să mirosim. Cine își lasă hainele aruncate prin casă? Da, bravo, aveam o bănuială, dar... De nu înțeleg, e coșul acolo și le pune lângă. Da. E atât de greu. Nu știu. Am mai făcut și basket. Probabil că de acolo se trage. De asta, știi? Da. Dar poate e coș de la cu capac, știi, trece ceva să ridice capacul. Nu, deschis, e deschis ca mereu. O floare. Da. Na. Și nu vreau să... Nu. Da. Perfect. Ce planuri de viitor aveți? Știu că poate suna banală întrebarea asta, dar... Păi, sincer, cred că de asta și ne potrivim foarte bine. Cu cine am mai fost în relații, cred că vedeau în mine omul ăla care hai să facem, hai să, să dregem. Și în relații sunt cu tine, eu îmi văd cât de treaba mea. Dar cred că pentru prima dată cu Radu, el este cel care trage de mine. Hai să faci chestii, uite, el este fotograf și videograf, am atâta aparatură, fă ceva cu ea. Eu mai ales că diminețile le am libere, după amiază am ore de fitness. Și îmi zice, fă ceva cu aparatura aia. Și în curând vom avea un podcast. Așa. Eu în fața camerei, Radu în spatele ei. Da. Și sperăm să avem invitați cât mai frumoși. Da. Și va fi o surpriză plăcută, zic eu, pentru gimnastică. Despre ce vrei? Vor fi oameni din lumea sportului, invitații tăi? Da. Nu pot să vă dau un nume, îmi pare rău. Ok, nu, 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 nu,
surprize. Da. Dar... Ai făcut ceva? Ai înregistrat ceva sau urmează? Urmează să înregistrăm săptămânile astea care vin. Vrei să, nu știu, să ne dezvălui celor ce vom urmări podcastul lucruri pe care nu le știm despre oamenii aia, povești emoționante sau care... Cred că în gimnastică toată lumea întreabă aceleași lucruri sportivele. Cum e în cantonament, ce faci? Vreau un pic să vorbim și alte lucruri. Ce se întâmplă după sport? Cum ai trecut peste anumite momente, dar nu neapărat în performanță, ci în viața de după? Pentru că este foarte important. Este un subiect destul de tabu, cel puțin în gimnastică. Eu o să vreau să te întreb cum ai trecut peste momentul următor din emisiunea noastră, pentru că este un moment dificil, vă spun de pe acum. Este un test la care noi vrem să vă supunem. E un test greu. Nu știu dacă... Da, e un test care va pune la încercare relația voastră. Ah, ok. Foaia, am crezut că ea trebuie să fac sfoara. Că nu mai puteam. Nu, e fără sfoară. Fă, asta le fac eu în timpul liber. Am o sfoară, uite așa, un timp. Bun, vă invit aici pe scenă. Anicica, bine ai venit. Ia uite-o ce hotărâtă e. Bine, bine, Anicica. Așa. Unde stau? Eu stau aici, scaunelele astea. Aici. Ok. Așa. Bun. Testul se cheamă Idisuda. Da. Idisuda. Așa, da. Bravo. Aveți acolo două perechi de pantofi. Vreau să luați câte unul din fiecare. Și celălalt. Okay. Te rog să iei și celălalt. Și celălalt. Așa, de da. Ce mi-e ăsta? Bun. Așa. Bun. Ideea este următoarea. Noi o să vă adresăm niște... Coboară ca să fie mai ușor. Deci, așa. Așa, bravo. Noi o să vă adresăm niște întrebări. Da. Voi, fără să stați prea mult pe gânduri, va trebui să ridicați pantoful corespunzător răspunsului întrebării. Uh-huh. Adică, dacă răspunsul la întrebare este Radu, ridicăm pantoful cu ăsta. Hai că știe deja. Dacă răspunsul este Diana, ridicăm pantoful Instagram, cu tot. Ca pe TikTok. Pregătiți? Da. Ana, te rog, prima întrebare. Cine se ocupe mai mult de casă? Bravo, cine stă mai mult pe Instagram? Ușor, nu te grăbi. Păi prima a fost ea. Cum? Prima a fost ea. Nu, e foarte bine, nu contează. Dar eu vreau să știți pe cine are... Iare rapiditate, că e gimnază, vorba aia, face... Cine face mai multă gălăgie eu. Când celălalt doarme? Bravo, excelent! Cine întârzie mai des? Bravo, okay. Excelent. Băi, să cunosc asta. Deci nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Și eu simt că el stă mult în oglindă. După, în spatele ei am zis. Pentru că știi în ce cauză ne-a spus ceva mai devreme, că ele cu astea, cu sprâncenele, să și le... Da? Uite, și aranjează sprâncenele și le... Sunt frumoase, da? Și atunci, știi? Așa, perfect. Să mergem mai departe. Da, să mergem mai departe, să fii atentă. Așa, cine poftește mai des la dulciuri? La dulciuri, ia. Excelent, bravo, bravo. Au poftit mai des. Poftesc amândoi. Da. Cine gătește mai bine? E, aici cred că știm răspunsul. Ea ne-a spus. N-am fost atentă. Da. Și el a zis tot la fel. Bravo. Da. Asta e adevărat. Asta este chiar. Păi el a dat foc la bucătărie, n-auzi? Acum jumătate. Da, a încercat acum jumătate. Și ce crezi că a gătit? Un sandwich. Extraordinar. Nu pot să cred. Da. Tu dai seama deci dacă el a dat foc la un sandwich? Dă seama dacă face varză călită. Să alegem la foc, ia foc tot blocul. Hai mai departe. Cine cântă mai mult la duș? Oho, bravo. Avem un solist vocal. Bravo. Cine se uită mai mult la serial? Ia. Bine. Cântă la bine, duș, spre ce le face seriale de... Da, nu, la seriale ea se uită. La ce seriale? Nu, știu la ce te... Documentare, crimă, chestii de genul. Crimă? Ador crimă. Da, eu credeam că te uiți la filme astea de dragoste. Nu, Radu vrea, dar eu nu vreau. El se uită, nu? El se uită. Nu, că ți-am zis de la început că nu e siropoasă. Corect. Și asta îmi place foarte mult la ea. Corect. Mai cine departe. E mai romantic? Amândoi cu întârziere, adică nu, dar că nu știi. Aveam nu, că papucul e mai mare. Știi, e mărimea mai mare și a apărut că el e mai așa. Nu, el... Ea a făcut primul pas și el a continuat. Și atunci exact. El este... Ești un traduci cum ar veni. Da. Mulțumesc. Cine se dă mai bine cu placa? Cu placa, da. Cu placa. Amândoi. Nu, ea, el se dă. Nu. El se dă. Crede-mă. Nu vrei să zic. Eu cred. A spus ce crede-mă. Păi da, amândoi. Păi nu amândoi, care a ridicat, a zis că el se dă mai bine cu placa. Da.
Și eu. Bine, acum am văzut și culoarea ochilor, deci pentru prima oară m-a fixat. Măi, se pare că am intrat pe un teren minat. Da. Păpușa, vezi că eu mă dau cu placa, ai înțeles? Și eu la fel. Și... aveam o placă de asta, de vinil, cu Dolonescu, bă, mă dădeam cu ea. Da, da, așa, pe pica. Cine e mai visător? Cine? Cum? Care visător, mai visător. Visător. Hai, ridica Adidas-ul. Da. Nu, că s-a da. Uite, și tu ești visător? Stai, cum nu e adevărat? Ai ridicat la mine, pe bune? Da. Ea a zis că tu ai zis că ea. Eu sunt foarte negativistă. Cine e mai visător dintre voi? Nu, ești negativistă, nu. Hai, iar două, trei. Și. Se poate și așa, se poate și așa. Bun. Cine spune ceva, dar face altceva. Da. Bă, și eu cred. Și eu cred. Fiecare a răspuns. Cine ia acum, fii atent. Întrebarea de cine duce bază. Gunoiul? Da. Cine l-a dus ieri? Aia. Eu l-am dus ieri. Deci cine l-a făcut să-l ducă? Exact. Asta zic. Și cine a spus primul, te iubesc? Stai. Niciunul. Primul, nu pot. Mai facem o emisiune pe tema. N-ați zis încă? Nu. Nu v-ați zis încă? Nu. Dar avem altă frază. Nu vă putem să spunem. Stai un pic. Deci voi... Păi trebuie să mergem la podcastul acela ca să... Stai un pic. Ana, tu îți dai seama? Deci tineri ăștia, doi, da? Tineri frumoși, da. Locuiesc împreună. Care s-au grăbit să se mute. Se iubesc. S-au grăbit să se mute. Au o poveste frumoasă de iubire. Dar nu și-au spus. Ne-am grăbit. Dar nu și-au spus până acum. Te iubesc. Dar poate spune te ador? Nu cred. Asta nu te-ai așa? Gândit la... Te ador? Nu. Nu poate te divinizezi? Gărgărița mea? Chiar, mă, asta e foarte tare. Cum vă alintați unul pe celălalt? Ce por, cum vă ziceți? Nu, eu. Așa. Ideea este atunci când ne-am cunoscut, da? El mi-a cerut numărul de telefon pe social media. Da. Așa. Exact. Și am dat numărul meu și primul lucru pe care mi l-a trimis a fost clăbuc, punct. Clăbuc? Și zic, de unde clăbuc? Mi se pare un cuvânt foarte amuzant. Da, și face, mi se pare foarte amuzant. Și atunci eu îi spun clăbuc. Clăbuc. Practic, nu că el a făcut clăbuci. Da. Știi? Și a făcut spume ca suc acidulat. Nu că ea, deci ar fi vrut probabil el ca ea să-i fi cerut, știi, tu, numărul de telefon. Da. Poate că era interpretat. Nu, stai. Te rog. Eu vreau să discut și cu partea masculină. Deci, ce ia, vrea să, ce ia vrea să spune? Că mi se pare doar un cuvânt amuzant, râd de fiecare dată că l-a avut. Asta-i tot. Da, e. Plus că și a râs după. Și atâta se poate. Adică, dacă... Păi nu, la început se râde așa din politețe, mă înțelegi? Că dacă după aia îți vine mintea. Păi nu ne-am dat seama că avem glume proaste amândoi. Amândoi avem glume foarte proaste și foarte macabre. Și atunci am zis... Te duci departe cuvântul ăsta, dar ok. Ai ok atunci, da. Nu foarte normale. Pe principiu, știi cum e, nu strică Dumnezeu două case. Bravo, va atuna și va aduna. Știi că sunt multe de-astea populare. Da. Bravo, v-ați descurcat foarte bine la... La corect, la zi, iar una, mi-aș dori încă una. Că se poate... Păi clăbuc. Păi una și atât, asta e toată? Asta e toată. Și îmi spui cumva? Dacă deci voi, voi vă spuneți... Nu știu. Voi vă spuneți, nu? Voi, amândoi, vă spuneți clăbuc. Eu îi spun lui clăbuc, tu spui mie cumva? Bebe. Bebe. Nu e rău, bebe. Nu e. Da. O, cine judecă tu, mă, că e partea proastă la clăbuc, e amuzant, e adevărat. Dar nu prea merge cum faci diminutivul. Clăbucel, da. Clăbucul meu. Clăbucuț. Clăbucul meu. Da, clăbucuț. Știi, dar ea e toată, mă, ea e toată. Bă, uite-te puțin cum îl apucă, cum îl asta. Da. Nu. E că chiar foarte îndrăgostită. Dacă și... luai cu pisoi era mai simplu. Da. Sau cu pui, sau cu altceva, știi? Nu suntem foarte siropoși. Nu. Nu, e prea asta cu pui, cu astea. Cu pui nu e. Da? Bine, am înțeles. Perfect. Soia așa. Da. Diana Radu, mulțumim tare mult pentru mulțumim prezență. Mulțumim și noi pentru joc. Mult succes și să vă iasă totul așa cum v-ați propus. Mulțumim. Sunteți tineri frumoși la cât mai mulți ani împreună. Nu, ei nu-și propun prea multe, asta e foarte bine și merg nu așa... Nu. Pentru că nu le place planul. Ai înțeles că înainte cineva plănuia și da, ea... Exact. Eu îți fac un rezumat. Deci, ai înțeles, dar nu neapărat, frate. Așa, și ea acum se lasă purtate de val, el mai vine, mai introduce... De împiede de context și totuși plan așa pentru... Că el înțeles că ei nu-mi place planul, da. Și el nu vrea să o sperie. Da, dragii mei, asta. La cine trebuie să mă opresc? Nu, nu încerc, nu-i treabă psihologică. Așa, bravo. Da. Stai frumos.